numărul tău de telefon. Nu mai am numărul ăla. Nu e nicio problemă, 100 de grame, vă rog. Așa. Poftiți. Păi o poză acolo, nu trebuie să dea bine. Trebuie să dea bine la dușman. Dacă era o soție, te-a spus eu. Nu, mai ales pentru dumneavoastră nu pun. Pentru alții eu știu mă mai gândesc. Haideți aici. Păi dacă tot toată lumea ne poartă sâmbitul. Normal. Să vă și văd eu. Să vă și văd eu.
10 minute de începe, da? George! Deci bună ziua și la mulți ani, dragi români, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire la mulți ani și mulțumesc într-un cadru festiv că am reușit să ne adunăm aici împreună la această zi aniversară și în deschiderea ediției din această zi, grădinița numărul 2 Apa Său, sub directa îndrumare a doamnei educatoare a diaconisei Camelia, vrea să vă cânte și să vă încânte cu trupa Buburuzele pentru dumneavoastră de 1 decembrie. Vă mulțumim! Găsiți. Noi suntem grupa Buburuzele, suntem micuți, dar drăguți. Sperăm să ne descurcăm și să vă încântăm. O să începem, da, atenție. Începe doamna. Bună vreme, bună seara, gazdă bună, gazdă mare, c-am venit cu voie bună, după datina străbună. Prin mes și ger, cu ochinși de chier, cu tocoțelii am venit, să facem urare pentru fiecare viață peste ani, la mulți ani. Să vă chii casa plină de belșug și de lumină, pâinea să chie cât roata, și-n casă mai mare gloata. Prin nămeș și ger, cu ochinși de fier, cu tocoțelii am venit, să facem urare pentru fiecare viață peste ani, la mulți ani. La mulți ani români, oriunde v-ar să afla, la mulți ani România. Sunt muncă, că sunt româncă și sper că fiecare dintre dumneavoastră la fel. Da, se. Ce drag? E satul nostru cu locul povestit. Îți văd de Dumnezeu, dar ce strămăcești. Mirele bună, practește mari, păstorii, date, prieteni, gospodari. Spune tare, da? Astăzi? Astăzi este ultima lume, ne adunăm la cerători. Salutăm tuturor, obici cei din popor. O cezi de cezătoare, e un fel de sărbătoare, cu prietenii ce adună și un cez cu voie bună. Dar vă rog, nu ce-o fac, dar nici în bună nu dă, bate cu mai ghicitor, ce pun pe la cezător. Bunica-mi povestea, că de la față cea, fața încelepă, se adună la rețea. Și-a adună și în cea, și rămână ce încingea, oricum cu ei este în cea. Să o pun așezătoare, să fiu mândă ca o floare. Bravo!
mea. Mâna mea cea adicuță la cusul de întrecute. Un mile frumos pusut. Pentru păpuși am făcut. Draga mea, prietenă, acum nu rău, crede-mă. Ți l-ai finișor așa și vezi ce frumos vei lucra. Bravo! Ana nu se scoate fetele într-un vuioare, și băieți de ruto de până în mare loc. Iartă-mă, sunt român curtă, ca micuță de trecută. Portul meu ce românesc e ușor ca să fice. Poale mândre cale mele, mititele frumușele. Spune care fată oare se mândrește că le are. Fetele sunt români curte și ce pute. Țeșitor de măreză, ca și-ai dat mâna noi. Fata îmbrăcată în ei, patru sunt betelii. La mijloc cu cingători și eu vreau ca o floare. Bravo! Și mi-a uitat așa de mari. La mijloc, ubleie, la te spun de carte în parte. Ia că la mijloc, uite așa, așa. Cu toți. Sunt român, român, voinic, tra-la-la. Ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă, soție,
și la ureche uite o floare. Și ce ca frumos răsare, nu e al meu e oare, dar apui și la ureche uite o floare. Astăzi eu și sunt voinică, cine a zis că eu sunt mică? Uite zău, acum iau seama că-mi stă bine în cap năframa și ce fată frumușică are mama. Uite zău, acum iau seama că-mi stă bine în cap năframa și ce fată frumușică are mama. Bravo! Leneșul la treabă n-are nicio grabă, doarme și visează, că Diză lucrează. Însă la mâncare vrine treaba mare. Și dintre clipite mama liga închide. Ați cântat, ați recitat, ura deloc nu v-a stat. Dar să văd ce ați lucrat. Bravo, bravo! Din furcă și din fuior am tot firul adior. Și cu drag l-am oferit, fete l-am împletit. Bravo! Bravo! Porumbul? Porumbul l-am desfăcat. Să aibă pui ce mânca. Foaie verde. Foaie verde. Mărgăți. Cumul spor? Cumul spor, noi am muncit. Șezătoare. Și acum, băieți? Peste să dansăm pe înderete. Mulțumesc. Nu, Timoiu și am venit împreună cu elevii clasei pregătitoare și clasa 5-a de la școala gimnazială numărul 1 a Bastău, care vor să vă prezinte câteva cântecele patriotice. Și o să începem pentru început cu imnul României, pe care o să vă rugăm să-l cântați împreună cu noi. Și restul, dacă aveți amabilitatea, să ne ascultați. Da. Iată de române din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată să ieși de-ți altă soartă,
termină și bravo! Cântec istorii ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații la arme cu frunze și flori. Așteaptă izvânta, așteaptă și frații cu inima la trecători. Așteaptă izvânta, așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copiile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, hotarul ne trebuie să zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. O să fi făcură unirea ce inimi spre Alba cu toții mergeau. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Câte țări sunt pe pământ, la-la-la-la, plaiuri ca la noi nu sunt, români și la mulți ani!
În continuare, de aici, din Livada Minunată, vreau să vă prezentăm o poveste adevărată, spusă de doamna Simona Deliu, gazda cea mai ospitalieră și cea mai adevărată, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Mulțumesc! A fost odată ca niciodată o bătrână care locuia într-un sat de munte. Femeia purta o mantie albă ca neaua, dar era tare supărată, pentru că copiii îi plecase departe. Însă, niciodată femeia nu își pierduse speranța că acești copii dragi și iubiți ai ei nu se vor întoarce. Femeia muncea de dimineață și până seara. Adesea se putea vedea pe obrajii ei lacrimile și oftatul în suflet. Dar, ce să vezi? Într-o zi, copiii s-au întors acasă, fiecare cu câte o floare în mână, și s-au oprit în tindă și a cusut pe cojocul femeii florile aduse în dar. Moldova, un mac. Muntenia, o mușcată. Banatul, un fir de busuioc. Crișana, un crin. Maramureșul, o margaretă. Oltenia, o orhidee. Basarabia, un bujor. Bucovina, o brândușă. Și Dobrogea, o dumitriță. Când cojocul fu plin cu florile aduse de copii, ei au strigat într-un glas: Măicuță, am venit acasă. Atunci, femeia ieșise în prag și se întâmplă o minune. Din bătrâna care avea obraji brăzdați de timp și de lacrimi, se transformă într-o femeie tânără și frumoasă, care își strânsese la piept copiii plecați de atâta mare de vreme. După cum ați ghicit, femeia se numea România. Deci, dragi români, la 1 decembrie 1918, România și-a recâștigat teritoriile care, de fapt, erau ale ei. Dragi invitați, dragi români, permiteți-mi să vă spun la mulți ani, să spun la mulți ani România, indiferent unde vă aflați, români de pretutindeni, indiferent ce v-a împins de ați plecat peste hotare, știu și sunt sigură că nu veți uita niciodată că prin venele voastre curge sânge de român, că inimile voastre bat pentru România și că rădăcinile voastre sunt
sunt foarte bine înfipte aici. Știu că vă întoarceți cu același dor, cu aceeași dragoste de maică care ați lăsat-o plângând, vă întoarceți cu aceeași speranță că într-o zi vom fi cu toții mai fericiți, mai buni, mai înțelepți și mai curați atât la suflet cât și la chip. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Nu aș fi crezut că ne adunăm atât de mulți români să sărbătorim. Sunt mândră că sunt româncă, sunt mândră că sunt asăoancă. Mulțumesc deopotrivă domnului primar al comunei Asău, care a venit să fie în mijlocul nostru, prietenei mele, doamna primar de la poduri Diana Albu. Mulțumesc reprezentanților Selgros, care au fost alături de mine. Mulțumesc familiei Dogaru că m-au ajutat și m-au sprijinit. Nu în ultimul rând, mulțumesc bunului Dumnezeu că a făgăduit ca astăzi să fiu în mijlocul dumneavoastră, să-mi duc la bun sfârșit promisiunea pe care v-am făcut-o în postul Paștelui, că ne vom mai întâlni și să dea Dumnezeu să ne întâlnim multe ediții de acum înainte. Mulțumesc, domnul primar! Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurii, nădejde că într-o zi cei dragi se vor întoarce acasă, se vor întoarce alături de noi și să știți că am rămas plăcut impresionată, dar și emoționată, cum se vede, că am primit nenumărate mesaje de la cei plecați și care mă încurajează și mă felicită pentru ceea ce facem, de fapt ceea ce facem împreună, pentru că eu singură n-aș fi putut să fac. Aici, în dreapta mea, am cele mai gospodine femei ale comunei Asău. Dânsele muncesc acolo, ele robotesc, au venit fiecare cu câte un coș plin de bunătăți, ceea ce m-a surprins și am rămas așa foarte emoționată. Nu știu, nu mai am cuvinte să mulțumesc, cui să mai mulțumesc, tuturor vă mulțumesc într-un cuvânt. Și încă o dată vă doresc ceea ce vă doriți dumneavoastră să aveți la nesfârșit. Ani mulți și fericiți! Să ne dea Dumnezeu! Am alături de mine același invitat pe care l-am avut și la ediția întâi a Șezătorii, venit tocmai de la... Venit tocmai de la Bistrița Năsăud, domnul Iosif, dacă este pe lângă noi. Da. Domnul Iosif, astăzi, cei care ați fost la ediția întâi, acum puteți să-l recunoașteți și să-l revedeți. Astăzi m-am gândit cu buna mea prietenă Diana Albu, care este o specialistă în confecționatul de măști. M-am gândit să îl botezăm și să-l facem un pui de moldovean. Ce ziceți, îi stă bine? Da. Domnul Iosif a ținut să fie alături de noi astăzi și aș vrea să îi dau cuvântul să ne spună câteva cuvinte. Horitoare, horitoare, și ai rămas să cânți în sat, cine-ți mai ascultă horea că flăcăi eu plecat? Cui mai cânți în nopți cu lună, lângă prag de șezătoare, nu vezi că ardealul-i slângur nu mai are sărbătoare? Nu vezi că a început potopul de când inima e de piatră și țăranii merg în lume, părăsând și plug și vatră? Bună ziua și la mulți ani, dragi români! Mă bucur tare mult că astăzi mă aflu iarăși printre noastră și am venit cu inima deschisă, pentru că am știut, am emoții, credeți-mă, deși vorbesc de atâta vreme la un post de radio și de televiziune, emoții încă sunt. Am venit cu inima deschisă pentru că am știut că aici sunt oameni faini. Mă gândeam oare despre ce să vă povestesc, să vă povestesc despre patriotism, să vă povestesc despre românism. Patriotismul nu-i brățară care se poartă la mână, spunea un mare filozof. Dar atâta vreme cât mai avem oameni, uite așa, faini ca Simona și oameni ca și dumneavoastră, cred că încă mai avem o țară de identitate. Tinerii trebuie să ne cunoască identitatea și mă bucur și o felicit încă o dată pe Simona, pentru că prin astfel de așezători
poate să insufle dragul tradițiilor înspre tineri. Of, of, of. Aș mai povesti tare multe, pentru că vin de acolo, din Ținutuna Săudean, vin de pe Coclauri, am venit pe alte Coclauri. Îi mulțumesc Simonie pentru că m-a îmbrăcat așa într-un pui de moldovean, dar trebuie să mai găsesc moldoveanca, poate dă Dumnezeu ază aici așezătoare. Numai bani că bistrițanii năsăudeanii soții rămâi jingași. Trebuie să știe și faină, să și știe lucra, să și știe mulge vaca, că o duc la mama, ce face. Încă o dată, Simona, felicitări. Bravo, Dumnezeu să-ți dai sănătate. Uite, o mână de femeie să realizeze astfel de lucruri nu-i ușor, pentru că și eu de 5 ani de zile îmblu pe Coclauri și mai aduc în atenția oamenilor tradițiile de acolo din Ținutul Năsăudean, și să faci muncă voluntară și din drag nu-i tare ușor. Eu vă salut cu vorba lui Badea Nicolae Pițiș din Lăbușul Românesc, să și salut Dumnezeu. Și dacă tot ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, v-aș îndemna să știți mai iertători, să știți mai buni cu și din jurul dumneavoastră, să spune că dacă un om îți face rău, iartă-l să nu fie doi oameni răi, spunea prea fericitul Augustin. Doamne ajută să ne vedem cu bine! Mulțumim, pentru că data trecută tu m-ai surprins într-un mod plăcut și mi-ai făcut un cadou. Să știi că împreună cu Diana astăzi ne-am gândit să-ți oferim și noi un cadou, să-l ai amintire de la noi, de la Moldova. Dacă nu e o fată cu tine, atunci Diana ți-a făcut o mască. Îi mulțumesc la Diana. Diana mi-a promis că îmi dă și traista. Baiu, nu mă s-o pot împlea de pe aici. Să mă duc cu ea plină. Cu ea am venit, cu ea goală. Încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet și cum spunea și Iosif, să dea Dumnezeu să fim un pic mai buni. Eu am o altă zicală, în momentul în care cineva îmi face rău, să știți că nu îi plătesc cu aceeași monedă, pentru că atunci Dumnezeu îmi va rămâne dator și când voi avea mai multă nevoie, știu că El este alături de mine. Vă mulțumesc încă o dată, o să vă rog să rămâneți ca să îi vedeți și să vă încânte sufletul cei de la Cunună. Avem un ansamblu foarte frumos care astăzi a ținut și a vrut să fie alături de noi, nu înainte de a îi da cuvântul domnului primar. Bună ziua, Sărumâna, bine ați venit în satul nostru. Mă bucur, a doua ediție, e ceva. De obicei începem și nu mai continuăm, dar în anul ăsta are loc a doua ediție a acestui festival, mai bine zis, această șezătoare, prin grija doamnei Simona, prin grija celor care participă, prin grija tuturor. E bine că reușim să ne întâlnim în aceste timpuri cu toții și să ne bucurăm de câteva momente din viață. Felicitări, doamna Simona! Doresc ca și în continuare la anul să continuați. Poate și noi vom sprijini mai bine față de anul ăsta. Poate să avem și un loc unde să desfășoare aceste activități. Avem, ați văzut dumneavoastră, activitate frumoasă. Avem trei. Avem trei formații artistice, dansatori, cântăreți, care reprezintă comuna chiar și la programe de televiziune, favorit, Ernor, și în alte împrejurări. Da, vă mulțumim și urmează, bănuiesc, să mânăm diplomele mai târziu, nu? Da, bine, mulțumesc. Da. Mulțumim de asemenea reprezentanților Consiliului Județean, din persoana domnului Aileni. Mulțumim de asemenea doamnei primar de la Poduri, colegii noștri. Urmează și noi să ne ducem, că să împărtășim și să căpătăm din experiența dumnei. Mulțumim tuturor! Mulțumesc, domnule primar! Mulțumesc, domnule Togaru! Mulțumesc! Mulțumesc tare mult pentru cupă! Pentru că ni s-a alăturat cu o mică întârziere, dar motivată, domnul reprezentant al domnului Brașoveanu, l-aș ruga și pe dânsul să ne spună două, trei cuvinte.
n-a venit singur, am venit cu garda de porți. Da, cu garda de porți. Mi-ați făcut o surpriză foarte, foarte mare. Domnul... Deci, bună ziua și la mulți ani! La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani dragi locuitori ai comunei Asău. Sunt aici în calitate de reprezentant al domnului președinte Sorin Brașoveanu, care prin mine m-a însărcinat să vă transmit salutul dumnealui. El este prezent cu sufletul, chiar dacă nu poate fi prezent fizic. Sunt o grămadă de evenimente astăzi dedicate marii noastre sărbători naționale. Și n-am venit cu mâna goală. În primul rând, am o mică surpriză. Prietenul meu de ceva bun, domnul colonel Vasile Ilie, poate știți de la... A fost comandantul grupului de pompieri de la Măinești. Mai am o veste bună pentru doamna Simona, din partea domnului președinte. M-a însărcinat să vă transmit că la anul vă așteaptă alături de noi. Consiliul Județean are în plan să organizeze o sumedenie de activități dedicate centenarului Marii Uniri. Așa că ceea ce faci tu aici, Simona, este bine să fie văzut și la Bacău și, de ce nu, și în țară. Mai mult decât atât, pentru că toate astea înseamnă un efort și, bineînțeles, și un efort financiar. Asta era vestea bună, că noi vă așteptăm la Bacău pe finanțare pe legea 350, ca activitatea dumneavoastră de aici să fie ajutată și, bineînțeles, multiplicată la nivel regional, de ce nu național. Așadar, Simonica, să-ți faci și documentele. Te așteptăm la compartimentul nostru de promovare și integrare europeană. Deja suntem acolo, dar el de dezvoltare. Și pe legea 350 sper să accesezi fonduri și noi o să fim alături de tine să rezolvăm această problemă. La mulți ani încă o dată, să aveți o petrecere și o adunare frumoasă, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să avem un an bun cu multe împliniri și realizări. Toate ce mulțumim, sănătate! La mulți ani români, la mulți ani Românie! Astăzi sunt mândru că sunt între dumneavoastră pentru că vin la o mare sărbătoare. Eu am venit aici la inundație și în special la incendii. Când azi gaterul domnul Mazilio, azi gaterul domnul Țibușchi, am venit când am stins căminul cultural. Cel mai mult m-a durut când am stins căminul cultural, pentru că acolo am jucat multe ațăoance. Iar în momentul când l-am stins, mi-am adus aminte de toate clipele mele frumoase. M-a venit aici că mă cheamă glasul sângelui. Sunt ațăoan, bunica mea este de pe Bartea. O chemea dascălu Catrina, care stă lângă cantor. Nu am mai făcut. Deci am sânge de asăuac, de aceea sunt între dumneavoastră. Vă consider consătenii mei. Deci sunt mândru cu dumneavoastră. M-a chemat Bartea, m-a chemat Păltinișul. Nu știu care sunt rude pe aici, de-a mele, dar știu că rudele mele sunt familia lui Spiridon, Lascăr, Ilie și Dascălu. Dacă sunteți aici, la mulți ani și la mulți ani tuturor românilor. Aici mă leagă faptul că m-am plimbat cu Mucănița, aici m-am plimbat cu Rola și tot aici am venit cu mașinile mari de pompieri. Astăzi sunt atât de mândru că sunt între dumneavoastră și mulțumesc fostului portar de la echipa Bradu, care este fratele meu, Cristea Ioane, care m-a invitat și mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine. La mulți ani și Dumnezeu să vă ajute să fiți binecuvântați! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, domnul Cristi! Mulțumim într-un glas prefecturei și domnului Brașoveanu. Nu m-am așteptat, chiar a fost o surpriză. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru efort, pentru trăirile pe care le aveți, că mă uit în ochii îndeosebe a mamelor care le știu o parte dintre dânsele că suferă după jumătățile de inimi care sunt plecate peste hotare. Și eu mă alătur dumneavoastră și de aceea abia mi stăpânesc emoțiile și lacrimile, vă înțeleg. Asta este, sperăm și tragem de noi ca să credem că va fi mai bine. Sperăm în
tinerii, uitați, care sunt în fața noastră, că vor mai salva ceea ce se mai poate. Cum spunea și domnul primar, degeaba avem. Avem trei ansambluri atât de frumoase, avem oameni gospodari, avem oameni care vor să facă ceva, însă degeaba avem dacă nu și concretizăm ceea ce avem și vrem să facem. Eu v-am promis și încă o dată vreau să punctez că m-am întors ca fiu al acestui sat, m-am întors în comuna Asău, m-am întors în satul Apa Asău ca să fac ceva pentru această comună. Și să știți că sunt un om foarte de cuvânt, asta am învățat de la bunicii mei, Dumnezeu să-i odihnească, care știu că de acolo de sus ei mă privesc și sunt mândri de mine. Am învățat să fiu un om corect și cinstit și vă promit că nu mă voi opri aici și că am să fac cu ajutorul dumneavoastră, dar doar cu ajutorul dumneavoastră, o să facem din această comună să răsune un nume frumos, să o aducem acolo unde i-a fost locul. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc sărbători fericite cu bine și Doamne ajută să ne vedem în postul Paștelui, poate într-un cadru mai larg. Acum vă rog să mă iertați, eu chiar nu m-am așteptat să veniți atât de mulți. Îmi cer iertare celor care nu ne văd, nu ne aud, dar sunt convinsă că mă înțelegeți și pe la spate nu mă cârcotiți. Că... Da, oricum știu că atunci când faci o faptă bună nu rămâne nepedepsită, dar știu că dumneavoastră sunteți oameni buni și nu o să mă pedepsiți pentru fapta bună. Vă mulțumesc încă o dată și vă iubesc deopotrivă pe toți. Vă mulțumesc! La mulți ani! Aș vrea să facem un pic, să ne retragem în spatele meu, să facem un pic în mijloc de loc, pentru că vor veni cei de la Cununa și o să și ne danseze, o să și ne cânte și ca să putem să-i vedem și să le lăsăm loc să se desfășoare. Sus pe lângă Nuna, colo sus pe lângă Nuna, colindăm, Doamne, colind. Este un scaun de odihnă, este un scaun. Viața să vă fie numai bucurie, sfânta sărbătoare, numai înălțare. Anul care vine, numai roduri pline, de la cer din cer, lerui, Doamnele. De la raiul unde-i
cântarea, numai cu iubire. Viața să vă fie numai bucurie, sfânta sărbătoare, numai înălțare. Anul care vine, numai roduri pline, de la cer din cer, le rui, Doamnele. De la clipa asta până-n veșnicie, binecuvântare peste voi să fie. Viața să vă fie numai bucurie, sfânta sărbătoare, numai înălțare. Anul care vine, numai roduri pline, de la cer din cer, le rui, Doamnele. Viața să vă fie numai bucurie. Ia poviți din bice, măi frăcăi, și sunați din drugălăi, să se audă peste munți și văi! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați, lângă noi vă alăturați și cuvântul mi-ascultați. Am plecat să colindăm, pe la case să urăm, rugușorul românesc, obiceiul strămoșesc. Ia pomii din mice, măi, plecați și strigați cu toții, măi! Vă urăm cumple cu mine pentru anul care vine. Foarte mari cu bobul de zi, păi și pe creste, păi și pe șur. Ia mai mâna să dată mai plecați și strigați cu toții, măi! Câte mere în livezi, atâta vite cirezi, câta apă în izvoare, atâta lapte în sântare. Ia mai mâna să dată mai plecați și strigați cu toții, măi! Să vă fie casa, casa, să vă fie masa, masa. Iar la anul când venim, sănătos să vă găsim. Opriți plugul, măi, pe căi! Alo! Socova vesela, să trăiți, să îmbătrâniți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, ca America Berii, în mijlocul verii, ca vița de vie, la Sfânta Marie, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul, vacile lăptoase, oile lânoase, porcii ușuroși, copii sănătoși, câte cuie sunt pe casă, atâția galben pe masă, la anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani! Nu mi se pare că nu mai dau picioare. Este ca jos, nu mai dau picioare, da? Da? Ok. Thank you.
Mulțumim ansamblului cu luna, mulțumim domnule Costel pentru că ați onorat invitația noastră. Ne cerem scuze pentru spațiu mic, dar după cum ați observat, ei sunt profesioniști și s-au încadrat și deci se adaptează oricum oricărei situații. Mulțumim domnule Costel Gherasim. Vă rugăm să treceți, să treceți pe acolo pe la fasole, că este specific 1 decembrie. Dacă mai stăteați un pic, cred că sărea tot de pe aici. Vă mulțumim. Continuăm, continuăm cu două doamne care o să ne cânte foarte, foarte frumos. Doamnele, doamna Chiriluș, vă rugăm. Haideți să ne organizăm. Treceți într-o parte, nu mai stați lângă. Uite, dați tot timpul chestii și filmăm prost. Haideți să ne organizăm, să vedem unde ne putem. Mutați jos, ori vă mutați, uite, acolo cât liber, uite acolo cât liber este la sobă. Ce să și toate la sobă? Ia uite, nu-i nimeni acolo. Nu? Vrei să te duci acolo? Aici ne incomodezi când ai așa cu sână. Deci filmarea parte, vedeți? Bună ziua, dragi români! Oriunde vă aflați, vă transmit toate gândurile mele cele bune, însoțite de câteva melodii. Azi am plecat în lumea și vreau să petrec cu ea și în casa de mine și vreau să petrec cu ei, cu vecini și cu vecinii, cu toată lumea de primii și vreau să cânt popor și celor ce nu mă vor.
auzi la și că mora coroiești, auzi luna, auzi nou, tata lumea mi privești, auzi, auzi, thank you.
Mama!
Rugăciunile-s toate, prin necazuri
Thank you.
Anastasia. Asta mi-e fetica, uitați-o. Victoria! Gospodină! Uitați, asta este viitorul țării noastre. Cum îi canalizăm, așa o să-i avem. Și, domnul primar, aș vrea să amânați dumneavoastră ansamblului comunei de diploma. Mulțumim, domnilor. Mulțumim. Să sperăm că la anul. Acum ce se întâmplă? Având în vedere că la anul se plinesc 100 de ani de la Marea Unire. Anul care vine va fi plin de evenimente care să le închinăm acestui moment. Ne bucurăm, rugăm ansamblurile artistice, toată lumea care poate participa, întreg anul vom face un program pe care să-l ducem la bun sfârșit. Cu această ocazie vreau să urez și eu la mulți ani tuturor românilor, cu ocazia 99 de ani la Marea Unire, să fie mai bine, să fim sănătoși, să ne bucurăm de zilele care le avem. Vă mulțumesc! Să mânez doamnei Simona, ne mânăm unul la altul. Între oameni buni se poartă. Da, mulțumesc, domnul primar, mulțumesc tare mult. Eu mi-aș fi dorit să fiți cât număr cât mai mare aici, din conducerea comunii, dar poate cu altă ocazie cei cu inima română să dăm mână cu mână. Iar acum am să vă rog să ne încingem la o horă, așa cum îi stă vinii românului. Sau nu avem pregătit, cântă domnișoara? Domnul DJ, cântă domnișoara. Avem o domnișoară care a venit acum între noi. O zi dăm și dăm să iei o diplomă, domnișoară, te ascultăm cu mare interes. Mulțumesc foarte frumos! Și acum vom începe cu un cântec patriotic cunoscut de toți. Yeah.
strâmbă. Dar știe mama că stai aici, mi-ar face perea ochii. Dar știe mama că eu tot, mi-ar face perea ochii. Soțelă de Horinca. Soțelă de Horinca. Exact, ca să nu scârție. Da, da, da. Haideți, poftă bună. La mulți ani, poftă bună. Mulți ani, mulți ani.